Bună ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să vedem la RAC în general. Pentru luna iulie, da? Facem prima dată la bani, serviciu, deci serviciu, afaceri, bani, apoi perechi, cei singuri și sănătate. La serviciu, aveți un conflict cu o persoană sau cu mai multe persoane sau ceva nu vă convine și respingeți? Puteți să respingeți, să lucrați cu oameni, să-i angajați, să respingeți sau afaceri să le respingeți. Aveți o problemă care o acceptați cu greu, o situație care nu se schimbă, care greu se rezolvă, greu se schimbă. Vă spun despre cartea asta, despre serviciu. La bani vă stă bine. Așa, iarăși la serviciu sau la afacere. Vă pregătiți să faceți ceva pentru această problemă, dar vă spun că trebuie să aveți răbdare, pentru că nu repede se rezolvă ce vă doriți. Dumneavoastră sunteți hotărâți să mergeți să vă rezolvați problema, dar o să aveți multă neliniște, paranoia, aveți dușmani ascunși, nu prea aveți noroc sau aceste persoane vă pun piedici. Trebuie să aveți mai multă răbdare, mai multă înțelegere, toleranță și să nu vă enervați și cu răbdare o să puteți să nu lăsați aceste persoane să vă facă nimica, nici să câștige asupra dumneavoastră. Văd că nu. O să creșteți profesional, dar trebuie să aveți mult curaj, aveți idei noi, o să aveți succes totuși, dar treceți printr-o perioadă grea prima dată. Apoi o să aveți fericire, dacă nu aveți servici la fel. Deocamdată ori căutați în altă parte, ori vreți să vă mutați, să plecați în altă parte cu serviciu, să plecați în afară, să lucrați, să învățați acum ceva sau faceți ceva ca să puteți pleca în afară să lucrați. Și asta se poate. Sau cu serviciul ăsta, asta e problema, că ar vrea să vă trimită undeva și nu vreți sau vreți să plecați și nu vă admite, dar totuși vă văd că plecați până la urmă. Mulți bani o să aveți, mulți bani, casă, mașină, ceva ce vă cumpărați, o moștenire, câștig la loto, poate fi ieșiți cu prieteni, aveți mulți bani, vise care vi le realizați, o transformare, deci un sfârșit a unor probleme pe care le aveți, un câștig legal. Câștig. Câteodată nu vă vine să credeți. Dar și lucrați din greu, vă sacrificați mult pentru acești bani. Câteodată suferiți mult. Ceva ce nu se întâmplă, iarăși aveți o dorință care nu se va împlini cu banii. Poate fi un risc, poate fi că băgați bani undeva să câștigați mai mult și nu se întâmplă. O să aveți conflicte cu acele persoane mai târziu. Dar bani o să aveți destui. Bani veți avea destui. Dar o să suferiți pentru sau aveți inima așa grea pentru banii ăștia care îi investiți în ceva și nu îi mai recuperați. Până la urmă nu o să îi recuperați. Dar nu vă afectează tare pentru că aveți destui bani. Transformare. Aveți grijă, aveți grijă. Pot apărea persoane șmechere în viața dumneavoastră și să suferiți din cauza asta. De grijă cu el. Așa, hai să trecem la dragoste. Perechile. La perechi, la dragoste, arată un bărbat și o femeie care fug unul de celălalt. Amanți, neînțelegere. Ceva neplăcut, ceva frică, probleme,
vă simțiți că nu aveți noroc, ca și când o persoană, această persoană cu care sunteți, vă nebunește așa, parcă abuzează, este agresivă, poate fi, vrea să plece sau este plecată sau pleacă din viața dumneavoastră, are pe altcineva și dumneavoastră aveți pe altcineva. Este bine să vă vizitați părinții. Și totuși, până la urmă, oricineva vă face magie neagră ca să vă despartă sau ca să fiți singuri sau să vă fure soțul, of, să vă fure pe dumneavoastră sau... ori aveți ceva planuri de a cumpăra o casă mare și nu vă puneți de acord, totuși va fi cu succes până la urmă. Dar văd amanți, suferință. Așa, poate fi cu o persoană mult mai tânără, poate fi persoană din Gemeni, Vărsător, Balanță, Berbec, Leu, Săgetător. Sau Rac, Scorpion, Pești. Această persoană vă iubește mult, din Rac, Scorpion, Pești. Da, dar... totuși, văd că veți salva relația până la urmă, dar deocamdată văd amanți și văd că vă luptați pentru asta și ori aflați, ori descoperiți, sunteți nerăbdători, vă certați, anulați o călătorie sau pleacă acea persoană, deocamdată răceală poate fi în relație, da. Probleme în relație, probleme. Pentru cei singuri din Rac, vă simțiți total neajutorați, singuri, victimă, că toată lumea se joacă și că nu mai există dragoste adevărată și că sunteți învinși, că niciodată nu o să aveți pe nimeni, că sau nu puteți fi cu acea persoană pe care vă doriți, sunteți îngrijorați, cu stresați, nesiguri, parcă nu aveți energie, trebuie să vă recuperați energia, conflicte, vă certați, probabil cu o persoană de care v-ați despărțit. Vă certați până la urmă, dar până la urmă lăsați această persoană și această tristețe, o să treceți peste și o să întâlniți o altă persoană, puțin mai în vârstă. O persoană din Berbec, Leu, Săgetător sau Rac, Scorpion, Pești sau Vărsător, Balanță, Gemeni, cu care lucrați sau cu care aveți o afacere sau... dar o să aveți o schimbare de viață în dragoste cu această persoană și atunci se termină această bătălie, că vă luptați ca să aveți pe cineva sau ca să... dar tot timpul parcă sunteți într-un război în dragoste, așa vă simțiți dumneavoastră. Și așa și este, parcă nu vă văd cu o relație sigură sau o relație stabilă. Nu, deocamdată nu. Sunteți cu conflicte. Și la sănătate. La sănătate, sănătate bună, liniște. O bucurie, ori primiți test că este bun, că este, că nu sunteți bolnavi, că aveți sănătate bună. V-a simțit rău sau vă simțiți rău, dar vă recuperați repede. Unele persoane luați tablete pentru somn, pentru depresie, pentru dureri fizice, dureri musculare.
dureri de cap. Dar, uite, o să aveți totuși bucurie. Bucurie, multă forță, vitalitate. Da. Dar, uite, sunteți supărați, deci vedeți, luați pentru depresie ceva, eu am zis. Așa. Și aveți grijă, aveți grijă, că tot la doctor vă văd. Pentru supărare, oboseală. Nu vă simțiți bine, nu vă simțiți, aveți, poate să fie din cauza vrăjilor, să aveți ceva probleme de sănătate. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.